Bine v-am regăsit! Eu sunt Oana și vă aduc recomandările City Guide pentru astăzi. De la ora 19:30 pe terasa Mall Promenada din București urcă pe scenă trupa Quantune în cadrul festivalului Hai Sus! Quantune este un proiect de nu jazz care s-a născut în primăvara anului 2010 în România. Inițiatorii proiectului sunt doi muzicieni talentați, cu minți creatoare și personalități total diferite, Crux Fader și Elizabeth. În spectacolul live din această seară, Quantune prezintă o formulă extinsă. Cei doi membri fondatori, alături de alți muzicieni experimentați, cum ar fi Andreea Saron și Bogdan Nicodim. La Palatul Odeon de la ora 20 puteți asculta concertul trupei Bere Gratis. Formația Bere Gratis a fost înființată în 1998 de Mihai Georgescu, Robert Anghelescu și Marius Dobre, trei băieți ce cântau la acea vreme în formația Ghost. Împreună cu Mihai Suciu și Marius Mirea au pus bazele unei noi formații pe care au numit-o Bere Gratis la sugestia unui bun prieten. De-a lungul celor 17 ani de activitate, trupa a lansat 12 albume și a avut numeroase concerte în toată țara. De la ora 20:30, caravana Metropolis din Parcul Alexandru Ioan Cuza prezintă filmul Jimmy's Hall. Inspirată de o poveste adevărată, pelicula îl urmărește pe Jimmy Gralton, un activist irlandez care se întoarce din America în satul natal și deschide un centru cultural pentru tineri. Aducând de peste ocean jazzul și discuțiile pe teme politice liberale, el stârnește reacția agresivă a bisericii și a statului conservator. Why is an old tin hall so dangerous? It's not just a building, it's what we are. And we have to protect it. We presented it. Acestea au fost recomandările City Guide. Nu ratați programele TV Guide pentru alte informații dedicate timpului liber. Distracție plăcută!